Salutare tuturor, aici Florin de pe vagabonding.ro și aceasta este a doua săptămână în care punem la dispoziție un fișier RAW pentru a fi editat de voi. Și în această săptămână fișierul a fost dat de Moleș Adrian, sper să-i pronunț numele cum trebuie, care ne-a oferit o fotografie cu un tractoraș. Avem o grămadă de variante de editare, multe care au o tentă puțin retro, să zicem așa. Îmi plac câteva editări, în mod special editarea Iolandei. A lui Florin Fluture îmi place pentru că mi-aduce aminte oarecum de posterele alea vechi de dinainte de 89. Puțin comunist așa, dar e foarte mișto editarea. Editări destul de interesante. Cosmin Popică poate a vrut să fie în ton cu știrile din ultima vreme. Balic Lehel, sper să-i pronunț numele corect, a fost ceva mai optimist, a adăugat un curcubeu în cadrul lui. Intrați pe grupul nostru de postprocesare și vedeți toate editările. Editări destul de interesante, destul de diferite, pe care trebuie să le vedeți și să le criticați sau să le criticați constructiv, dacă le criticați. Apreciem critica constructivă, nu critica aruncată aiurea. De ce am făcut acest filmuleț? Păi, în momentul în care am postat această fotografie, am avut foarte multe cereri de a face un how-to sau step-by-step. Și nu am făcut imediat după ce am postat fotografia, pentru că n-am avut timp și acum că a venit weekendul, am zis hai să încerc să reproduc această editare. Nu există niște pași standard pe care i-am urmat, fiind o editare, de fapt cam asta este și ideea editării săptămânale pe care am propus-o pe grupul de editare foto înainte și după. Ideea de a vă juca și a încerca lucruri noi. Același lucru l-am făcut și eu. Acesta este fișierul RAW primit de la Adrian. Este un cadru tras cu un 5100. S-a tras la 5.6 la 55 de milimetri cu un ISO 100. Deci nu o să ne facem griji că avem zgomot de imagine. Temperatura undeva la 5100. E o chestie de care trebuie să ținem cont și o să vă arăt de ce. Bun, primul lucru care îl fac aici, o să cresc puțin clarity-ul. Nu o să-mi bat capul cu cerul pentru că din start știu că nu am foarte multe informații și nu am nimic interesant pe cer pentru a încerca să recuperez din detaliile de pe cer, de aceea voi și adăuga un alt cer ulterior. Voi crește puțin contrastul, mă voi uita în zona de jos, în mod special la tractora și la copăcei ăștia. Voi crește puțin vibrance-ul. Nu fac foarte multe la sharpness. Voi crește puțin radiusul aici și mai mult detaliu. Ok. Pentru că am făcut mici modificări, am crescut puțin noise reduction-ul. În zona de HSL voi crește saturația la verde, puțin la galben și la aqua pentru a scoate în evidență verdele din copăcei și din iarbă. Și cam atât.
Aș vrea totuși să mai recuperez puține informații aici. Da, prea mult. Cam ceva de genul ăsta. Hai să nu mai pierdem timpul cu asta. Oricum, nu e foarte important. Și deschidem cadrul. Odată ce se va deschide, vom aduce și cadrul cu cerul pe care l-am luat de pe internet, de pe Google. Și ce voi vrea să fac este să suprapun liniile orizontului sau să le duc pe undeva pe la, prin aceeași zonă. Și ca să văd mai exact, voi schimba blending modul în multiply. Linia orizontului în cadrul cu tractorașul este aici. Și pe undeva pe aici voi aranja și cerul. Odată făcut asta, schimb în modul normal și voi adăuga un layer mask pe care îl selectez. Iau un brush cu feather sau hardness 0. Opacitatea pentru început 100%, selectez negru și în layer mask-ul nostru practic pictez pentru a ascunde această dungă de jos sau marginea de jos a cadrului cu cerul până la linia orizontului. Odată făcut acest lucru, creez un duplicate layer al cadrului nostru nou, pe care îl voi numi cadru 1, cadru tractor, pe care îl voi trage deasupra cerului. Voi folosi un blending mode de multiply și, după cum vedeți, deja avem un rezultat destul de diferit. Însă, sunt câțiva pași pe care, în momentul în care facem o editare de genul ăsta, trebuie să-i urmăm. Sau nu trebuie să-i urmăm, dar trebuie să fim atenți la câteva lucruri. Unu, trebuie să vedem că, să verificăm dacă expunerile sunt asemănătoare. Și doi, dacă există diferențe de tonuri de culoare sau diferențe de temperaturi. Și voi începe cu expunerea. Cum putem să verificăm repede expunerea? Este să creăm un layer de alb-negru. Și așa putem să vedem imediat dacă există diferențe de tonuri între cele două cadre. Există o mică diferență, cadrul meu este puțin subexpus, dar asta datorită faptului că am folosit blending modul de multiply, pentru că în principal el era destul de supraexpus. Ok. Ne întoarcem în multiply. Cum putem să corectăm? Păi simplu. Cu un curves sau cu brightness sau exposure. Prefer curves. Voi crește expunerea puțin. Dar pentru ca acest adjustment layer să aibă efect numai asupra cadrului cu tractorul, voi selecta adjustment layer-ul, curves, și voi crea un clipping mask. În momentul acesta, adjustment layer-ul va influența doar cadrul cu tractorașul. Ok, după cum vedeți, doar acest cadru este influențat. Ceva de genul ăsta. E ceva mai bine. După ce am corectat expunerea, ștergem layer-ul de alb-negru și acum vrem să verificăm temperatura. Păi, în primul rând, știm că cadrul nostru avea 5100 grade Kelvin. Este clar că cerul nostru este mult, mult mai cald. Există câteva metode de a corecta
acest lucru. Unul ar fi să în layer-ul de curves să ne ducem să selectăm canalul de roșu și să creștem practic temperatura cadrului și am putea obține un rezultat destul de decent. Însă vă voi arăta o altă metodă care este puțin mai, să zicem, mai artistică. Nu neapărat pentru că așa vreau, dar mi s-a părut că rezultatul a fost ceva mai bun. Hai să mărgiuim cele două lere. Ok, din nou, multiply. Și cum putem să readucem, să zicem, aceleași tonuri și aceeași saturație atât în cer cât și în zona cu în cadrul nostru cu tractorul. Păi, o metodă de a verifica saturația este de a crea un layer nou pe care îl umplem cu roșu. Nu e obligatoriu, dar prefer roșu. Și schimbăm blending mode-ul în hue. Cum poate fi interpretată această adăugare acestui layer? Păi, zonele roșii ne arată tipurile de saturație și după cum vedem, ce este gri este nesaturat, nu are o saturație, nu sunt culori saturate, iar ce este către roșu aprins sunt foarte saturate. Da? Cerul are game diferite de saturație, în timp ce zona de jos cu pământul clar nu e vizibil, nu are același aceeași gamă sau aceeași amplitudine de tonuri. Și vom încerca să reproducem acest lucru. Ceea ce știm este că lumina este reflectată și practic ne așteptăm ca culoarea luminii reflectată de pe noi să se vadă și pe pământ. Da? Cum facem asta? Creăm un layer nou. Ne ducem la eyedropper tool. Selectăm sample current and below. Și apoi cu brush-ul nostru și ținând alt apăsat, facem o selecție. Facem o selecție de culoare cam cea mai saturată culoare de pe cer și care ar fi undeva în zona maroniului ăsta, portocaliului ăsta aprins. Și apoi pictăm exact pe zona de pe pământ. Cum v-am zis, e o chestie puțin mai artistică, așa e mai manuală. Schimbăm blending mode-ul în soft light și deja vedem că am schimbat temperatura solului, da? Deja este ceva mai cald. Dacă nu vă place, totuși am putea să mergem ceva mai deschis. Ok. Din nou selectăm layer-ul de verificat. Însă, acum vedem că avem zona saturată, însă nu avem aceeași gamă de zone saturate. Există, să zicem așa, un bloc de culoare, da? Păi, cum îmbunătățim acest lucru? Facem selecții mai dese, însă de această dată folosim un brush care are o opacitate ceva mai scăzută de 5-6%. Hai să zicem. Ok. Și luăm tonuri din ce în ce mai deschise și colorăm. La propriu colorăm. Dăm de câteva ori până începe să devină vizibil efectul.
Și deja se vede o schimbare. Deja vedem că avem mai multe tonuri de saturație în cadrul nostru. Ok. Arată destul de bine, zic eu. Bun. Următorul lucru care o să-l fac este să hai totuși să colorez și copăcii ăștia, să saturez puțin verdele de aici. Selectăm cel mai verde verde și mai adăugăm un pic de culoare acolo. Îl deschidem puțin. Și acum, dacă ne uităm în detaliu, mai în detaliu, putem să vedem că aici am putea să mai ștergem. Să mai dăm puțin reveal aici. Ok. Ceva mai bine. Sunt detalii care uneori ne pot deranja. De fapt, hai să nu mai pierdem timpul cu asta, să mergem mai departe. Bun. Am schimbat și temperatura. Am adăugat și o gamă mai mare de saturații. Următorul lucru care o să-l fac este să adaug un layer de curves pentru a schimba puțin contrastul. Voi adăuga în centrul curbei, de fapt inițial liniei, un punct, o ancoră, și voi trage puțin în jos astfel încât să creez puțin contrast. Nu voi ridica de partea cealaltă de highlights pentru că voi arde prea mult în zona centrală și voi prefera să-l țin undeva mai jos. Următorul lucru care o să-l fac este să adaug un adjustment layer de hue and saturation și mă voi duce pe fiecare culoare care mă interesează și pe care vreau să o saturez. Mă voi duce pe roșu și voi crește puțin saturația. Mă voi duce pe verde și voi crește saturația. Mă voi duce pe albastru, la fel îi voi crește saturația și îi voi scădea puțin din luminozitate. Ok. Totuși, hai să mai creștem așa. Ceva de genul. Bun. Odată mulțumiți de aceste mici ajustări. Vreau să mai aduc puțin sharpness imaginii și voi crea un duplicate layer, cadrul inițial, pe care îl voi duce deasupra. Mă voi duce în zona de filters, other, high pass filter și voi duce radiusul cât se poate de jos, pe undeva pe la 3 pixeli. Ok. Și blending modul soft light sau hard light. Dacă pun overlay, no. Soft light. Voi jucați cu blending modurile astfel încât să obțineți rezultatul pe care îl doriți. Pentru a mai șterge puțin din efect, puteți să vă jucați și cu opacitatea. Ok, am adăugat și puțin sharpness. Ceea ce o să fac acum, o să adaug un flare. Și pentru a adăuga un flare, adaug un layer nou pe care îl voi umple cu negru. Filters.
render lens flare. Am observat că cel mai bun flare este dat de lentila asta de 50x300. Intensitatea, brightness-ul o să-l las destul de sus, undeva pe la 80. Și blending mode-ul îl voi schimba în light dodge, cred că merge. Dacă light color, light dodge. Ok. Acum îl voi muta astfel încât să pun aici. Filter. Nu-mi place pentru... Următorul pas este să scad puțin din tăria acestui flare și pentru a face acest lucru mă voi duce la filter, blur, Gaussian blur și putem să urmărim cam cât de mult șterge Gaussian blur-ul din intensitatea sau din detaliul acestui flare. Cam așa arată, ok. Ok. Pot totuși să folosesc acest flare ca soare, să simulez că e soarele, însă e destul de mare, nu-mi place că e prea mare. Și voi face o selecție. Copy, paste. Ok, hai să-l dăm puțin deoparte momentan. La layer-ul cu flare-ul inițial voi adăuga un adjustment layer, brush-ul negru și ceva mai mare. Hai să creștem. Ups. Să creștem opacitatea. Ceva de genul ăsta. Se vadă doar flare-ul de aici. Flare-ul de aici îl voi schimba în multiply, asta era? Ok. În linear dodge. Linear dodge? Merge? Light burn? No. E ok asta. Din nou cu brush-ul. Voi adăuga un adjustment layer, un layer mask și voi colora marginile astfel încât să nu fie vizibile. Asta va fi soarele nostru. Soare, soare. Și control T pentru a-l micșora. Ok. Nu vrea să se așeze acolo. Come on. Nigger. Pe undeva pe aici. Hai să vedem dacă alte blending moduri s-ar potrivi. Asta parcă arată bine. E același. Deci, doar linear dodge merge cum trebuie. Ups. Bun. Următorul lucru care o să-l fac este să adaug un pic de flare aici pentru a simula puțin acel efect de ceață care se vede la orizont în momentul în care apune soarele, pentru că oricum aici se vede că avem ceva impurități în atmosferă și voi face asta destul de simplu, nu voi pierde foarte mult timp. Un layer nou. Brush-ul măresc cât se poate de mult. Ok. Asta ar fi saturația la margini. În general, lumina se
cu cât te depărtezi de sursa luminii, culoarea luminii se saturează. De aceea voi avea o culoare portocalie deschis către margini, portocaliu mai închis și portocaliu mai deschis în interior. Ok. Control T pentru transform și face ceva de genul ăsta. Ok, și hai să vedem acum ce blending mode s-ar potrivi. Overlay. Hard light. Parcă ar merge. Soft light. Screen. Screen. Ok, screen arată cel mai bine. Și cam ăsta este cadrul nostru. Într-adevăr a durat destul de mult. Mă așteptam să dureze mai puțin. Însă joaca asta a fost destul de constructivă, sper. Și înainte și după, before and after, arată destul de bine. Sper că v-a plăcut. Încă așteptăm editările voastre la acest cadru pe grupul nostru de post-procesare foto înainte și după. Aici a fost Florin și sper că acest tutorial, care s-a alungit destul de mult, să vă fi plăcut și să vă fi oferit ceva informații utile. Până data viitoare, aici a fost Florin și vă urez toate cele bune.